Ne-am întors la Vorbește Lumea. Știți ce facem noi aici la emisiune? Ne înconjurăm de oameni talentați, că poate se ia un pic talentul și la noi. Și în seara asta, la 8:30, ne uităm cu toții la MasterChef. Însă, până atunci, îl cunoaștem mai bine pe concurentul care a impresionat jurații atât de tare încât a primit șorțul de aur, Cristian Ușurelu. Bine ai venit, man! Bine v-am găsit! Bravo! Bravo, Cristi! Felicitări! Încă nu mă pot obișnui cuvintele astea, mi se pare ceva totul foarte wow și... No, mă... Păi, cum ți-au zis și jurații, iau Ușurel! Au tot zis Ușurel, încerc Ușurel! Să iau cât de ușurel se poate, dar tot, e prea mult. Deci ăsta este? Ăsta este celebrul șorț de aur? Șorțul de aur și singurul șorț de aur din acest sezon. Un singur concurent primește. Ce înseamnă? Tradune și nouă, mai exact, ce avantaje ți-aduce? Păi, în primul rând, mai departe o să urmeze un bootcamp la care o să intre câțiva concurenți și de bootcamp o să treacă doar 19 și eu sunt al 20-lea care deja cumva am trecut de proba asta. Deci ai sărit de bootcamp? Am sărit de bootcamp, pentru că ai adus un preparat care i-a dat pe spate complet. Nu era cazul să te trimită în bootcamp. Da, am încercat să fac ceva ok, dar nu mă așteptam la asemenea reacții din partea lor. Mi s-a părut ceva ireal. Dar ce înseamnă pentru tine să primești? Adică încerc să-mi dau seama ce așteptări te-ai dus acolo și ce a însemnat în momentul în care l-ai primit, efectiv, șorțul de aur. Eu glumeam mereu cu prietenii. Ei ziceau mereu că eu o să fac o farfurie în care o să primești șorțul de aur. Mi se părea ireal, adică era mai mult o glumă între noi. Îmi doream să primesc doar un șorț. Nu credeam că o să... Nici pe ăla nu știam că o să-l iau, adică. Ai zis că nu-l iei? Au fost momente care ai crezut că nu-l iei nici pe ăla? Jumătate din audiție eu am crezut că nu o să-l iau. Adică eram acolo, îi ascultam ce spuneau și eu credeam că nu o să primești șorțul. Eu m-am uitat, eram în fața televizorului, eram acasă pe canapea. Am văzut momentul lui Cristian, programator ceva, dacă mi-am amintesc bine. Programator, da. Programator. Și a venit și a servit un pui, nu? Da, da. Și zic, Cristiane, nu vii cu pui, că au văzut oamenii ăștia, l-au gustat pe toate. L-au ținut într-o tensiune. Auzi, hai să facem așa. Dacă n-ați văzut momentul, hai să-l revedem împreună. Momentul de la audiție cu Cristian și revenim. Bună seara, șef. Bună seara. Salut. Mă bucur să vă cunosc. Cum te numești? Mă numesc Ușurelu Cristian. Ușurel. Sunt din Horezu, dar acum stau în București. Cine a dus cu aur? Sans Ceapa? Nu. Ușurel cu ea. Încă mai este acolo. Ești gata? Sigur că da. Am făcut un piept de pui, l-am ținut puțin în tigaie, apoi l-am pus la cuptor pentru 8 minute, până am verificat cu termometrul la 74 de grade, care conține vin alb, supă de pui, smântână de gătit și condimente. Am mai pus și ceapă, piper. Vă spun din start ce mi-ar fi plăcut mie. Să reglez sosul din unt. O parte din aparat. Pune degetul pe asta. Da. Pe asta și pe asta și gustă. Eu ți-aș da șorțul de aur, bă, băiatul. Acest șorț de aur se dă doar dacă suntem toți trei de acord. Eu cred că tu chiar ai putea să câștigi MasterChef. Nu fără, cu acești de el tu. Nu cred. Ia-l tu și dă el. Leagă el de gât. Mamă, nu cred. Bine, o încărci. Întoarce-te. Păi, ți-l meriți. Pe din suflet s-a ajuns să câștige emisiunea asta pentru că poți. Pentru că meriți. Și abia aștept să te văd peste 4 ani cum, nu știu, rupi orașul ăsta în două, efectiv. Excepțional. De atunci nici că l-am mai dat jos. Da, de atunci ți-i șorțul. Doar cu el, adică e cel mai prieten al meu acum, nu mai. Zine că ai spus că jumătate din probă, practic tu ai crezut că nu o să iei șorțul, așa ai spus mai devreme. Pe lângă faptul că aveam atât de multe emoții, că eu, adică am văzut audiția pentru prima oară acum și imaginile erau noi. Eu pierdusem totul din memorie, acolo am fost pe pilot automat. Și da, nu mă așteptam să iau șorțul. Inițial, cuvintele lor erau, păreau că mă duc înspre probabil un da și doi de nu. Se jucau un pic cu mintea. Da, nu am știut o secundă, nu. Și când am auzit că mi-au spus că eu îți propun șorțul de aur, mi s-a părut ceva uluitor. Cream că glumesc inițial sau poate tot o tachinare, dar... Când se uită șef Dumitrescu în ochii tăi, cum s-a întâmplat mai devreme în imagine, și îți spune, eu cred că tu poți câștiga MasterChef, în condițiile în care ești la audiții, el nici măcar n-a văzut încă toți concurenții, da? Ce simți? N-am mai știut cum să reacționez. Mi se par niște cuvinte uriașe. Adică acum este o presiune uriașă pe umerii mei. Și va trebui să duc cuvintele lui, să merg cu ele și să țin cont de ele până se poate departe. Dacă Cristi, nu, chiar în finală. Cristi, dar tu de unde știi să gătești? Cum ai început? Care-i faza?
Mama mea gătea când eram eu mic, chiar până m-am dus la facultate. Eu n-am gătit deloc alături de ea, nu mă lăsa, mă cocoloșa cum ar veni. Și eu am început să gătesc în facultate. Prima mea rețetă a fost o porție de paste carbonara. Nu mi-a ieșit fără smântână. Cu smântână de găsit, cu cașcaval normal, cu am găsit o Kaiser, adică... Studențește, frate! Da, cât se putea de... Ce ai găsit? Da, nu știam să gătesc, era prima oară și cumva am încercat să combin aromele și mi-a ieșit ceva bine. Adică, clar, departe de o porție de paste carbonara, dar începutul era bun și a început să-mi placă încet, încet. Găteam acolo, aveam o mică... Deci tu ai gătit ca să cucerești fete, ai de să o spunem pe aia, dacă nu mai... Atunci găteam ca să nu fie foame. Asta era scopul. Asta a venit mai târziu cu fete. Acum înțeleg că gătești și ca să impresionezi băieții, pentru că tu ai adus un preparat astăzi la aici, în platou la noi. Da. Ce ai adus? Am vrut să-i fac o surpriză lui Șurubel, știu că el e fan mazăre și pui. Mamă, dar s-a dus vorba, Șurubel! Păi frumos, până am astăzi chef. Și am încercat să fac preparatul de la Șurțul de Aur, dar pe gusturile lui. Uite cum v-a reinterpretat. Și zim ce te să fac, cum poți se... Poți să pui sosul aici? Deci îl pun aici, da, pur și simplu. Aici? Este un pen sos. Au glumit șefii și eu am folosit cuvintele pe care le știam eu din videoclipurile la care mă uitam. Adică este ce pan, adică tigaie în engleză? Da, este puiul făcut în tigaie și după aia sosul continuat în acea tigaie. Ce a rămas din pui, exact. Și am înțeles. Trebuie să deglasești tigaia cu un vin alb și după aia continuăm cu supă de pui, cu smântână de gătit. Am folosit din nou smântână de gătit, chiar dacă mi-a zis șef Bontea, dar am vrut să merg exact pe preparatul de acolo. Hai să vedem. Deci dacă Șurubel era jurat MasterChef, deci și-ți judeca farfuria. Cum se face perfect aici? Poți să pui puțin așa și să spui și sos. Și un pic de sos. Da. Și crustă asta, apoi. Doamne. Vreau tensiune, Șurubel. Ce supărat! E minunat! Este minunat, jur, Doamne. Mulțumesc. Mamă, ce bun e. Wow. Îți ofer, ce poți să oferi? Telefon? Nu. Tableta de aur? Nu. Îți vine să-i dai un cadou? Toniu de aur. Deja sunt pe... Pe canapea. Pe canapea de aur. Spune-ne, Cristi, spune-ne, cum a reacționat lumea când te-ai întors acasă și oamenii au văzut momentul ăsta? Ce ți-au zis cei din jur? Prima oară eu am sunat-o pe mama mea, plâns foarte mult, a trebuit să aștept câteva minute bune la telefon până s-a oprit și să putem vorbi după aia. Toți prietenii m-au felicitat, am primit atât de multe mesaje, mi-a luat 2 zile să răspund la toate mesajele. Oamenii din orașul natal, prieteni care nu mai vorbim de mult, adică a fost ceva uluitor. De unde ești? Eu sunt din Horezu, apoi am stat în Vâlcea și în București m-am mutat după aia. Deci toți oamenii din Horezu, efectiv, mi-au scris într-una. Cristianu Șurelu, programator, da? Foarte talentat la gătit. Deja sunt două zone diametral opuse. Care e, de fapt, visul tău în momentul ăsta? Visul meu, de când am început să gătesc, este să am un mic restaurant unde să-mi încerc ideile, să le pot face. Visul ăsta era chiar înainte să știu de MasterChef, de orice altceva. Adică, cumva, asta îmi doresc eu. E un vis departe, adică e ceva greu realizabil, dar... Te referi la bani când zici asta? Mă refer la totul, încă nu am experiența necesară pentru a putea duce un restaurant. Da, nici capitalul pot zic că nu-l am, dar este acolo e targetul și încerc să mă duc înspre zona aia. Cu capitalul s-ar putea să rezolv cumva, dacă continuă parcursul tău așa cum ai început la MasterChef, eu cred că poate să vină un imbold perfect pentru a-ți duce visul mai departe. Eu o să fac oricum tot ce pot, adică asta mi-e firea, sunt destul de ambițios și când fac ceva ce-mi place, lupt mult pentru acest scop. Da, să-ți programezi cu atenție parcursul la MasterChef în continuare. O să combin programarea și gătitul. Și cum a zis șef Florin Dumitrescu, peste 4 ani să rupi orașul ăsta în două, că așa a zis. Da. Unul a zis că poate să dea clasă, țin minte, momentul unor mari șefi de la noi din oraș. Și vorbim de capitala României. Adică, pe bune, dacă reușești aici, reușești oriunde. Da. Cristian, îți mulțumim mult că ai venit. Vă mulțumesc mult de tot. Asta rămâne la mine, departe. Nu pot să... Cu mare drag. Poți să mănânci, Șurubel, între timp. Nu uitați, ne uităm diseară la MasterChef, da? Și astăzi și mâine de la 20:30 pe ProTV.